Salut, sunt Marius, adică Brogatu, și voi analiza în următoarele minute blogul Vasiliro, blog cu adresa http://blogvasili.ro. Este vorba despre un blog hostat pe WordPress cu un design foarte reușit și cu un conținut destul de interesant, care ar putea fi însă destul de mult îmbunătățit. Dar să revin la design. Header-ul blogului este foarte reușit, în culori gri deschis și gri închis. În header se află butonul de abonare prin feed reader în partea dreaptă. Sunt convins că este foarte des apăsat. Sub header se află butoanele Home, Dicționar, Contact și Hosting. Hosting este unul înainte ocupațiilor Vasilii, voi spune mai târziu despre aceasta. Sub titlul blogului se află sloganul Copying from a single source is called the plagiarism, copying from multiple source is called research. Adică să copiezi dintr-o singură sursă se cheamă plagiat, să copiezi din mai multe surse se cheamă cercetare. Pe baza acestui slogan este construit blogului Vasilii, și anume acela de a prelua din mai multe surse informații interesante. Posturile personale nu sunt neapărat număr mic, însă sunt prea puține față de celelalte însemnări și consider că ar trebui să fie din ce în ce mai multe, mai ales cele cu privire la hosting. Că tot am vorbit din nou despre hosting, voi menționa că Vasilii se ocupă în principal de hosting. Puteți afla mai multe din butonul de sub header care duce către pagina de hosting. Puteți afla despre hub hosting, CS hosting, web hosting și radio hosting. Puteți să alegi una dintre aceste oferte. Nu este neapărat o reclamă, este faptul că Vasilii se ocupă de aceasta și din acest motiv blogul său este oarecum neglijat și cuprinde câteodată însemnări superficiale de genul pozelor sau videoclipurilor fără comentarii. Dar și acestea sunt interesante, deoarece cuprind poze sau videoclipuri amuzante care sunt cu adevărat interesante, nu cele care le vedem pe majoritatea blogurilor copiilor care își deschid blog și care vin de pe High Five sau care fac parte din generația Messenger. Și acum voi analiza conținutul blogului Vasilii. În ceea ce privește posturile, însemnările, pot spune că ar trebui aduse îmbunătățiri în ceea ce privește lungimea acestor. Majoritatea posturilor sunt de o lungime foarte mică. Posturi personale interesante sunt cele de hosting, un post foarte amuzant al unui potențial client care nu a știut să formuleze, a fost absolut indeșifrabil și este un post amuzant. De asemenea, posturile din categoria de RMR cuprind însemnări care participă la diverse concursuri despre canicură, review-uri ale unor restaurante, păreri personale și așa mai departe. Alte posturi interesante sunt în categoriile de pe net și România. De asemenea, categoria sport este destul de bine reprezentată. Bancurile sunt interesante, însă consider că nu sunt neapărat necesare, deoarece un blog cu adevărat serios nu are nevoie de bancuri pentru a fi vizitat. Dar pentru atragerea vizitatorilor gen High Five, aceste bancuri sunt necesare, dacă autorul dorește aceasta. Oricum, conținutul ar putea fi îmbunătățit prin posturi cu privire la hosting, deoarece, după cum am spus, autorul se ocupă cu aceasta.